9 din cele 13 persoane cercetate în dosarul medicamentelor pentru diabetici vândute la negru pentru slăbit au fost arestate preventiv. Printre ei se numără asistenta medicală suspectată că a falsificat rețetele și reprezentantul clinicii private acuzat că știa de activitatea ilegală a acesteia. Prejudiciul în acest caz se ridică la peste 1 milion de lei. Și totul ar fi fost făcut cu complicitatea angajaților unor clinici private și a mai multor farmaciști. Anchetatorii au descoperit că în perioada ianuarie 2023-ianuarie 2024, o angajată a clinicii medicale private din sectorul 1 al capitalei a falsificat sute de rețete compensate pentru medicamentul care tratează diabetul. O femeie care avea calitatea de recepționer și de asistent medical la o clinică privată din sectorul 1 a săvârșit mai multe fapte penale. Ne referim aici de la infracțiunea de fals informatic în formă continuată și vorbim de peste 2800 de acte materiale și înșelăciune peste 1300 de acte materiale cu prejudiciul estimat la acest moment de 1 milion de lei. În urma descinderilor, 13 persoane suspectate că ar fi comis ilegalități au fost duse la audieri și reținute pentru 24 de ore. După ce au ajuns în fața procurorilor, 9 dintre ele au fost arestate preventiv. Medicamentul folosit și pentru slăbit ar fi fost decontat ilegal din fondurile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ulterior vândut pe Facebook. Specialiștii avertizează că folosirea medicamentului pentru diabet cu scopul de a slăbi poate avea efecte grave asupra sănătății. Utilizarea acestui medicament pentru alte indicații decât cele pentru care a fost autorizat, în cazul concret menționat pentru cure de slăbit, poate ridica probleme, pentru că, la fel ca în cazul oricărui alt medicament, există, pe lângă efectele care uneori sunt într-adevăr pozitive, există și reacții adverse care trebuie cunoscute și în momentul în care acel medicament nu a fost indicat conform autorizării de către un medic specializat, în cazul acesta un diabetolog, reacțiile adverse sunt de cele mai multe ori necunoscute. Anchetatorii spun că prejudiciul adus bugetului asigurărilor de sănătate în acest caz depășește 1 milion de lei.